Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Iată, azi îl avem invitat din nou în studioul Radio TV Oltenița, profesorul Hoceta Constantin, care îi spune bine ați venit în studioul nostru, domnule profesor. Bună ziua! Domnule profesor, vom încerca să reluăm un șir de emisiuni care a avut mare succes la noi în radio, în emisiunile noastre, emisiuni prezentate de dumneavoastră, iar acum aveți cuvânt. Mulțumesc! Voi vorbi despre al doilea război mondial, deoarece în aceste zile se împlinesc 80 de ani de la izbucnirea acestui cel mai important conflict dintre cele 5500 de războaie mai importante înregistrate din cele mai vechi timpuri. Acesta a fost un conflict aparte care a dereglat cu severitate orologiul istoriei. Câteva cauze se evidențiază prin importanța lor. În ordine oarecum cronologică aș începe cu conținutul defectuos al Tratatului de Pace. Tratatul de Pace din 1919 de la Versailles a satisfăcut din plin orgoliul învingătorilor, dar în același timp a alimentat frustrările și dorința de revanșă a învinșilor. O altă cauză constă în conduita Statelor Unite ale Americii, care au părăsit conferința de pace, iar ulterior s-au distanțat de realitățile europene. De această cauză, democrațiile continentului nu au mai reușit să mențină stabilitatea pe continentul european. În plus, Anglia și Franța au avut o atitudine îngăduitoare față de statele revizioniste, astfel că acest conciliatorism a încurajat, practic, tot felul de abuzuri și de încălcări ale tratatelor de pace. Urmări dintre cele mai neplăcute a avut cooperarea clandestină, aș spune, dintre Germania și Uniunea Sovietică. Cele două puteri s-au ajutat reciproc să iasă din izolarea postbelică, încheind tratatul de la Rapallo în 1922. Această înțelegere avea și o parte secretă, un acord între armata germană și armata roșie. Conform acestui acord, Uniunea Sovietică punea la dispoziția armatei germane o serie de locuri secrete în Rusia, unde puteau fi experimentate armele interzise prin tratatele de pace Germaniei și se putea pregăti personalul corespunzător. Aceste locuri secrete erau Lipețk pentru aviație, Kazan pentru tancuri și Volsk pentru armele chimice. Ofițerii germani participanți o făceau în cel mai mare secret, inclusiv cu pașapoarte false. Aceleași precauții erau luate și pentru ofițerii sovietici care au mers în Germania pentru a participa la anumite manevre, la tot felul de elemente tactice teoretice sau pentru a participa la cursuri de teorie militară. Ofițerii germani participanți la asemenea pregătiri nu au fost numeroși, dar au ajuns pe treptele superioare ale ierarhiei militare. Aș aminti dintre ei pe viitorii feldmareșal Brauchitsch, Keitel, Model și pe generalul Heinz Guderian. Despre ofițerii sovietici nu se pot spune prea multe pentru că au fost suprimați de către Stalin în timpul Marii Epurări din 1937-38. În felul acesta, toate informațiile despre armata germană s-au pierdut. Ele au fost recuperate în timpul războiului, dar cu un preț îngrozitor. O altă cauză pe care nu trebuie să o neglijăm
constă în faptul că totalitarismul, indiferent de natura sa, produce violență, produce agresivitate. Sunt anumite elemente care îndreptățesc afirmația că, de fapt, războiul mondial a început înainte de data oficială. Anterior datei de 1 septembrie 1939, Japonia a ocupat Manciuria. Aici a organizat un stat marionetă numit Manciuco. La rândul ei, Italia a ocupat Abisinia și Albania, iar Germania a încorporat Austria și a dezmembrat Cehoslovacia. Cele trei state militariste și extremiste au ieșit din Liga Națiunilor și apoi au perfectat tot felul de acorduri agresive. Pentru ele, opinia publică internațională a avut drept termen de a le eticheta AXA, Roma, Berlin, Tokyo sau pur și simplu AXA. Când la 23 august 1939 s-a încheiat pactul Ribbentrop-Molotov, toată lumea a înțeles că războiul a devenit o certitudine. Această înțelegere surprinzătoare în cel mai înalt grad a dereglat dramatic sistemul de securitate internațională existent în acel timp. Pe 1 septembrie 1939, Germania a atacat Polonia. Războiul a început, să-i spunem, punctual. La ora 4:48 de minute, în ziua amintită, la Gdansk, acolo nava de luptă Schleswig-Holstein a lansat prima salvă a războiului împotriva soldaților polonezi din peninsula Westerplatte. Acest război are o primă parte care se întinde până la sfârșitul anului 1942, pe care o putem defini drept inițiativa strategică a agresorilor. Numai după momentul atacului german, Anglia și Franța, care au tot sperat ca Hitler să devină un diplomat abordabil, au înțeles că Germania nu va fi niciodată lămurită pe cale diplomatică să renunțe la forță. De aceea, pe 3 septembrie 1939, cele două democrații au declarat război Germaniei. Timp de aproximativ 8 luni, armatele anglo-franceze de o parte, cea germană de altă parte, au stat practic inactive, fapt care a generat o pagină bizară a conflictului, numită până astăzi războiul ciudat. Violența însă era la ea acasă în Polonia. Germania și Uniunea Sovietică consimt la o cooperare totalitară în această țară. Pe 17 septembrie 1939, trupele sovietice atacă la rândul lor Polonia, astfel că cele două semnatare ale pactului Ribbentrop-Molotov procedează camera de rește la desființarea statului polonez. Realizarea a fost subliniată printr-o paradă militară comună care s-a desfășurat pe 22 septembrie la Brest-Litovsk. Din partea sovietică a fost prezent comandantul de brigadă, generalul Semion Moiseevici Krivoshein, iar din partea germană, generalul Heinz Guderian. A urmat pe 29 septembrie tratatul germano-sovietic de prietenie și frontieră. Cele două mari puteri și-au împărțit sferele de influență, după care au acționat acolo unde le era interesul. Sovieticii în estul Europei, germanii în vest. Cele două puteri totalitare au impus asupra continentului o apocaliptică lege a forței.
Între victimele acestui tăvăluc totalitar s-a aflat, cu totul șocant, am spune, Franța. Pe 22 iunie 1940, această mare putere a capitulat în fața Germaniei. Momentul a însemnat o dereglare dramatică a raportului de forțe în favoarea totalitarismului. Un moment greu, singura țară capabilă să mai reziste în fața agresiunii totalitare a fost Anglia. Aceasta a rezistat singură timp de un an de zile, de la 22 iunie 1940 la 22 iunie 1941. În acest interval, britanicii și-au apărat cu eroism nu numai propriul teritoriu, dar și principiile democrației și libertății. Obsedat de himerele măreției, Mussolini intră în scenă. El a apreciat că este momentul potrivit pentru a reda Italiei gloria din epoca romană. Ca atare, armata italiană deschide frontul african în vara anului 1940, iar în octombrie același an a atacat Grecia. Datele conflictului se modifică substanțial în momentul când dispare ceea ce aș numi solidaritatea totalitară. Evenimentul se cunoaște. Pe 22 iunie 1941, armata germană atacă Uniunea Sovietică cu forțe copleșitoare. 3,5 milioane de oameni, 3.700 de tancuri și 2.740 de avioane. Despre cauzele acestui atac s-a discutat foarte mult. Pe lângă aversiunea regimului de la Berlin față de regimul de la Moscova, trebuie luate în calcul tot felul de calcule economice și strategice. Așa cum se știe, Hitler semnase directiva numărul 16 de invazie și distrugere a Marii Britanii, așa zisa operațiune Leul de Mare. Eșecul aviației germane în fața celei britanice îl determină pe dictatorul de la Berlin să renunțe la acest plan în octombrie 1940, pentru ca pe 18 decembrie același an să semneze directiva 21 de invazie a Uniunii Sovietice, așa zisa operațiune Barbarossa. De aici înțelegem că planul Barbarossa era o mică întrerupere a planului principal, cel de invazie și distrugere a insulei britanice. La Berlin se aprecia că în Est va fi obținută o victorie foarte rapidă, care va livra Wehrmachtului cantitățile necesare de materii prime pentru a se relua planul inițial de invazie și distrugere a Angliei. O altă cauză care a determinat Berlinul să atace Uniunea Sovietică s-a conturat în momentul în care Guvernul Statelor Unite ale Americii a hotărât să mărească capacitatea militară a țării. Hitler a considerat că pentru a înfrunta un eventual adversar de calibrul Statelor Unite, Germania are nevoie de o creștere substanțială a materiilor prime. Iată așadar motivele atacării Uniunii Sovietice. Indiferent însă cum au luat lucrurile, înțelegem că Hitler a subestimat Uniunea Sovietică mai mult decât se spune. El credea că această țară imensă poate fi cucerită pentru resursele ei, cam așa cum a fost cucerită, să zicem, Norvegia pentru a se controla rutele maritime din nordul Europei. Din
primele momente a ieșit în evidență o anumită departajare, un decalaj de pregătire și de dotare între cele două în favoarea Wehrmachtului. Dau un singur exemplu care îl are în prim plan pe viitorul mareșal Rokossovski. Acesta era în iunie 1941 în regiunea militară specială a Kievului, în calitate de comandant al grupului nou motorizat. Calitatea recomanda ca Rokossovski să fie informat clipă de clipă cu tot ceea ce se întâmplă pe teren. Dar sistemul de comunicație al armatei sovietice era precar. Drept urmare, Rokossovski a aflat despre iminenta invazie, cu totul întâmplător, de la un dezertor german. Dincolo de aceste decalaje, însă, succesele Wehrmachtului obținute în primele săptămâni de război au depășit toate așteptările Berlinului. Chiar în prima zi de lupte, aviația germană a distrus 1200 de avioane sovietice la sol. O eficiență înfricoșătoare au avut manevrele rapide ale Wehrmachtului făcute cu unitățile de blindate. În acest domeniu s-au remarcat Corpul 2 Panzere comandat de Guderian și Corpul 3 Panzere care îl avea în frunte pe Hoth. După o înaintare de o săptămână, cele două forțe au făcut juncțiune la Minsk. S-au format astfel pungile Bialystok-Minsk, unde frontul de vest sovietic a pierdut 2/3 din efective și 2500 de tancuri. Comandantul frontului de vest, generalul Popov, a fost convocat la Moscova și executat. În locul lui a fost numit Timoshenko, care n-a avut mai mult noroc. Nici el n-a putut să oprească manevra de învăluire pe care Guderian și Hoth au reluat-o și au realizat-o în zona orașului Smolensk. Deși a acționat curajos, Timoshenko reușind să scoate din încercuire destule trupe, frontul de vest sovietic a pierdut și la Smolensk 310.000 de militari luați prizonieri și alte 3.200 de tancuri. A urmat deplasarea lui Guderian pe flancul drept al dispozitivului german, acțiune care s-a soldat cu cea mai mare dublă învăluire din istoria militară. La Kiev, sovieticii au pierdut aproximativ 616.000 de prizonieri. În aceste prime luni de conflict, cea mai reușită operațiune a sovieticilor, de o importanță incalculabilă, a fost migrația economică spre Est. Din iulie-noiembrie 1941, se realizează această operațiune unică în istorie prin dimensiunile ei, prin care 1523 de întreprinderi sunt mutate în alte locuri. Această migrație s-a făcut împreună cu sutele de mii de angajați și familiile acestora. Principala destinație au fost centre industriale importante, precum cele Abinsk, Magnitogorsk, Pervouralsk sau Sverdrovsk. Deși colosală, migrația economică s-a făcut într-un mod special. Anumite operațiuni industriale continuau chiar atunci când echipamentele erau demontate, respectiv aceste operațiuni au început înainte ca montarea echipamentelor în noile destinații să se fi încheiat.
Deși operațiunea este impresionantă, în mod inevitabil a avut loc o scădere a producției militare. Din noiembrie 1941, în primăvara 1942, lipsa de armament pentru trupele sovietice a fost uneori catastrofală. Această criză a fost în parte rezolvată prin cedarea de spațiu, iar în parte prin ajutorul american. Cantitatea impresionantă de tancuri, avioane, autocamioane, jeepuri și multe alte materiale sosite din Statele Unite au umplut exact acest gol pe care l-a lăsat lipsa producției interne. De aceea, cred că importanța acestui ajutor este cumva mai mare decât ne sugerează cifrele în sine. După primele săptămâni de blitzkrieg, s-a văzut totuși că Wehrmacht-ul a mai pierdut din fulgere. Planul acela inițial al unui atac fulgerător cu o victorie facilă care să permită reluarea planului de distrugere a Marii Britanii s-a schimbat de la sine și treptat frontul de est a devenit pentru Germania miza principală și până la urmă miza fatală. Din primele săptămâni au ieșit la iveală obstacolele pe care o armată invadatoare le întâmpină în Rusia, pe lângă rezistența impresionantă a apărătorilor, bineînțeles. Aceste obstacole sunt constituite dintr-o constantă și câteva variabile în funcție de anotimp. Constanta este spațiul, iar variabilele căldura și praful, ploile și noroiul sau zăpezile și gerul. De la început, armata germană s-a confruntat cu dilema lui Napoleon din 1812. Victoriile mari, e adevărat de la început, urmate de înaintarea spre est, deșirau armata. Realmente, spațiul devora potențialul german. Am putea spune că impresionantele întinderi geografice au făcut parte intrinsecă din defensiva sovietică. Această realitate a fost surprinsă cu inspirație de un comandant de blindate german, care a declarat că dacă vom continua așa, vom învinge până vom pieri. Mussolini personal l-a avertizat pe Hitler că Rusia nu poate fi cucerită, deoarece este apărată de însăși mărimea ei. Realismul dictatorului italian nu a mai funcționat însă când a fost vorba de armata italiană, trimisă la rândul ei să acționeze în spații prea mari pentru potențialul pe care îl avea în Cornul Africii, în Tripolitania și Cirenaica. Dacă despre Churchill s-a spus că a mobilizat limba engleză și a trimis-o la război, despre sovietici putem spune că au mobilizat cultura în scopuri defensive. Încă din prima săptămână de conflict, numai la Moscova s-au compus peste 100 de cântece patriotice. Cel mai cunoscut a fost, fără îndoială, Trezește-te, măreață patrie, pe care Radio Moscova îl difuza în fiecare dimineață ca un fel de imn în vremuri de război. Foarte apreciată a fost Sinfonia Leningradului a lui Șostakovici. Din motive lesne de înțeles, un interes considerabil a apărut pentru opera lui Tolstoi, Război și Pace. Celebrul roman a fost citit în întregime la Radio Moscova în peste 30 de episoade.
Destul de repede însă această creație patriotică a devenit o literatură a urii, parte componentă a războiului total germano-sovietic. Între creatorii care au promovat ura nemărginită în fața inamicului, s-au numărat poeți și prozatori precum Ana Akhmatova, Dolmatovski, Sholokhov, Alexei Kirsanov și mai ales Ilia Ehrenburg, un fel de expert în eficientizarea militară a urii. Operele autorilor menționați au titluri sugestive, precum Ucide-l, Urăsc sau Știința Urii. Asemenea literatură a dus la o relativizare a moralei, la fel cum în cazul germanilor, ideologia rasistă i-a pregătit pentru atrocități. S-a ajuns de aceea la ceea ce Omer Bartov a numit cu o expresie inspirată barbarizarea războiului. Protagoniștii folosesc pe scară largă și minciuna cu rol mobilizator. Dau câte un exemplu de fiecare parte. Pe 10 octombrie 1940, Hitler și-a luat dorințele drept realitate. Ca atare, i-a cerut ofițerului său de presă, Otto Dietrich, să-i convoace pe toți reprezentanții presei străine și să-i anunțe nici mai mult, nici mai puțin că războiul a fost câștigat. De partea sa, Stalin a cosmetizat după dorință cifrele cu ocazia cuvântării din 6 noiembrie 1941, prilejuită de aniversarea Revoluției din octombrie. În discursul respectiv, Stalin a mărit de 7 ori pierderile germane și le-a înjumătățit pe cele sovietice. Dincolo de toate acestea însă, trebuie remarcat faptul că rezistența sovietică a devenit tot mai consistentă. Din septembrie 1941 au apărut diviziile de gardă, menite să reducă decalajul calitativ dintre armata sovietică și armata germană. Aceste divizii erau formate din soldați cu experiență și ofițeri valoroși, iar dotarea și echipamentul se aflau peste media armatei. Anul 1941 se încheie pe frontul de est cu uriașa bătălie a Moscovei. Din multe puncte de vedere, este cea mai amplă confruntare din istorie. Numărul combatanților de ambele părți a fost de aproximativ 7 milioane. Aria confruntării considerabilă a depășit o jumătate de milion de kilometri pătrați, iar pierderile sovietice au fost evaluate la 926 de mii de oameni, mai mult decât au pierdut împreună Anglia și Statele Unite în tot războiul. Pe 7 decembrie 1941, atunci când în cadrul bătăliei Moscovei sovieticii treceau la contraofensivă, s-a deschis frontul cel mai vast al războiului, cel al Pacificului. În mod cu totul surprinzător, o forță navală japoneză a atacat baza americană de la Pearl Harbor. Ideea acestui atac de o îndrăzneală absolut surprinzătoare a fost amiralul Yamamoto Usoroki, comandantul flotei combinate japoneze. Planul concret de acțiune a fost conceput de minorul Genta, un as al aviației maritime, iar executarea planului, acest plan care a dus
la dominația de către Japonia a Pacificului pentru câteva luni a fost executat de amiralul Chuiki. Ca o curiozitate, amintesc că prin anii 70 ai secolului trecut, americanii au ecranizat tragedia de la Pearl Harbor. Din dorința de a reda cu cât mai multă exactitate evenimentul, ei au solicitat colaborarea lui minorul Genda. Anul 1942 se consumă cu aceeași inițiativă strategică a agresorilor. Atâta doar că victoriile nu mai au proporțiile catastrofice din 1941. Chiar în prima zi de a acestui an, un număr de 27 de state au încheiat o largă alianță numită Națiunile Unite, prin care s-au angajat să nu încheie pace separată cu Germania, ci să lupte împotriva ei până la distrugerea totală. De partea lor, Germania și Japonia au încheiat un acord la 18 ianuarie, anul amintit, conform căruia meridianul de 70 de grade longitudine estică urma să delimiteze sferele lor de influență. Cum se vede, la Berlin și Tokyo bântuiau încă vertijele dominației mondiale. Pe lângă confruntările teribile de pe fronturi, o bătălie crâncenă se desfășoară în domeniul producției de armament. Deși rezultatul conflictului rămâne în continuare incert, de acum Națiunile Unite preiau supremația în ceea ce înseamnă producția militară. Statele Unite au egalat producția însumată a Germaniei, Italiei și Japoniei. Ele au produs, la nivelul anului 1942, 24.000 de tancuri și 48.000 de avioane. Uniunea Sovietică a produs, de asemenea, cam același număr de tancuri și 35.000 de avioane. De partea ei, Germania și-a mărit producția atât cât i-a stat în putință. Această țară a încercat să suplinească decalajul cantitativ cu tot felul de monstruozități tehnologice. Așa a fost tunul Dora, folosit la asediul Sevastopolului. Cu calibrul său de 800 mm și cu greutatea de 1328 de tone, rămâne cea mai mare piesă de artilerie construită vreodată. Așa cum spuneam, pe fronturi, inițiativa continuă să aparțină agresorilor. Japonia acționează pe o arie impresionantă. În primele luni ale anului, armata niponă cucerește Malacca, Singapore, Myanmar, insulele Java și Sumatra, arhipelagul Filipinelor. Aici japonezii au luat 36.800 de prizonieri americani. Flota japoneză obține o victorie importantă în Marea Iavei, iar aviația niponă a bombardat Ceylon. După această teribilă dezlănțuire, armata japoneză a devenit prea mică pentru spațiul considerabil achiziționat. O împrejurare tocmai potrivită pentru a se vedea diferența de potențial între Statele Unite și Japonia. Flota americană, refăcută după dezastrul de la Pearl Harbor, a obținut două victorii în Marea Coralilor și a treia în Pacific, la atolul Midway. La începutul lunii iunie s-a desfășurat aici, la Midway, cea mai mare confruntare navală din istorie, de fapt o confruntare aeronavală. Pentru japonezi,
cele 12 nave de război și 4 portavioane pierdute se vor dovedi irecuperabile. Pe frontul african, AXA are inițiativa, mai ales prin gruparea Africa Corps, comandată de generalul Roman. Această grupare cucerește Tobrucul pe 21 iunie, după care înaintează impetuos până la El Alamein în Egipt. Foarte tensionată rămâne situația pe frontul de est, acolo unde Germania începe în iunie o mare ofensivă pe direcția fluviului Volga. Înaintarea Wehrmachtului a fost considerabilă, dar nu s-a mai soldat cu acele teribile învăluiri din 1941. Pare că sovieticii au cedat în mod deliberat teren pentru a slăbi potențialul Wehrmachtului până la limita strategică admisibilă. Faptul acesta a fost confirmat de ordinul 227, dat de Stalin pe 28 iulie 1942 și numit Niciun pas înapoi. Armata era atenționată prin acest ordin că orice nouă cedare teritorială poate să modifice balanța resurselor, în sensul că Germania ar putea să dispună de mai multe resurse și să câștige un război de durată. Cu alte cuvinte, orice nouă pierdere teritorială de către sovietici ar putea permite Germaniei să folosească timpul în favoarea ei. Așa se ajunge la miza imensă a bătăliei de la Stalingrad. Dincolo de fanatismul ideologic, a existat aici teroarea Volgei. Cine domina fluviul, cine controla zona, avea șanse de victorie. De fapt, chiar deviza sovietică de la Stalingrad, dincolo de Volga nu mai există pământ, arată că tactica exploatării spațiului în scopuri defensive își epuizase posibilitățile. Tocmai acestea sunt împrejurările în care războiul trece de la inițiativa strategică a agresorilor la echilibrul strategic. Două acțiuni sunt de amintit: contraofensiva sovietică de la Stalingrad din 19 noiembrie 1942 și debarcarea anglo-americană în Algeria și Maroc, petrecută câteva zile mai devreme. Cele două acțiuni s-au conjugat perfect, au fost bine finalizate, astfel că la sfârșitul lui 1942, AXA pierde inițiativa strategică. Perioada echilibrului strategic a fost mai scurtă, aproximativ din februarie în iulie 1943. Acum ambele tabere păstrează șanse de victorie și sunt în continuare capabile de mari acțiuni. AXA, în tentativa de a păstra sau de a recupera inițiativa, iar Națiunile Unite din dorința de a trece la controlul conflagrației. Fiecare mare putere vine cu o anumită amprentă în acest iureș al violenței. Germania și Japonia vin cu un fanatism din ce în ce mai pronunțat, menit să suplinească decalajul material. La alieți se observă forța masivă a armatei sovietice, dar și determinarea greu de egalată a britanicilor, iar în ceea ce îi privește pe americani, se remarcă orientarea giganticistă a producției lor de război. În această privință este suficient un singur reper, anume cele 100.000 de avioane produse de americani
în anul 1943. Câteva evenimente din februarie arată că, într-adevăr, conflagrația își modificase natura. Chiar pe 2 ale lunii amintite a avut loc capitularea armatei a 6-a germane la Stalingrad. Pentru mulți specialiști, momentul a însemnat un început al sfârșitului pentru Wehrmacht. Câteva zile mai târziu, americanii reușesc să îi izgonească pe japonezi din insula Guadalcanal după niște lupte care au ajuns la pragul superior al atrocităților. Pe 18 februarie, Germania declară, în urma unui discurs exaltat al lui Goebbels, războiul total. Pe frontul african, germano-italienii au trecut la o puternică ofensivă care a fost respinsă prompt de anglo-american după 2 săptămâni de lupte dure. Revin pe frontul de est pentru a arăta că, după succesul uriaș de la Stalingrad, sovieticii s-au arătat mai optimiști decât era cazul. Ei au dezvoltat o ofensivă de proporții pe direcția Ucrainei, între localitățile eliberate, numărându-se și Harkovul. Succesul însă i-a făcut pe sovietici să cadă în propria capcană, în sensul că forțele folosite erau prea mici pentru teritoriul abordat. Situația a fost remarcată de germani, care au declanșat o contralovitură ce a provocat adversarilor o înfrângere aproape catastrofală. Germanii iau Harkovul și restabilesc echilibrul strategic. Mari speranțe și-a pus Wehrmachtul în ofensiva de vară a anului 1943. Pentru că armata germană pierduse mult din potențial, ofensiva s-a rezumat la un sector mai restrâns, în zona orașelor Kursk, Orel, Belgorod. Este adevărat că un eventual succes german ar fi dus la modificarea generală a situației pe frontul de est. Atacul german a început pe 5 iulie, dar s-a soldat cu pătrunderi de numai 35 de kilometri, cel mai mult, ceea ce era cu totul sub așteptări. Apărarea sovietică avea o adâncime de 175 de kilometri și chiar mai mult, fiind în plus bine dirijată. Cred că un detaliu al acestei uriașe confruntări merită amintit. Pe 12 iulie s-au întâlnit la Prohorovka armata 5 gardă tancuri sovietică, dispunând de 850 de tancuri și tunuri motorizate, cu corpul 2 SS blindate german, care dispune de 600 de blindate. A urmat cea mai mare bătălie de blindate din istorie, câștigată de sovietici. De acum, armata germană n-a mai fost în măsură să ducă lupte ofensive și va trece cu rare excepții până la sfârșitul războiului la lupte defensive. Odată cu victoria de la Kursk, care a urmat capitulării italo-germane din nordul Africii în mai 1943, i-a sfârșit etapa echilibrului strategic și în același timp sfârșește un mit, mitul invincibilității armatei germane. Inițial s-a spus că armata germană este invincibilă în orice împrejurări. După bătălia Moscovei și mai ales după Stalingrad, s-a spus că armata germană este invincibilă pe timp de vară.
iar după Kursk a căzut și această variantă a mitului invincibilității germane. Cât privește inițiativa strategică a Națiunilor Unite, se poate spune că a început în sudul Europei, prin debarcarea anglo-americană în Sicilia, realizată cu trupe din nordul Africii pe 10 iulie 1943. Foarte repede, Italia iese din axă. Pe 3 septembrie a încheiat armistițiul cu Națiunile Unite pentru ca pe 13 octombrie să declare război Germaniei. În timp ce sovieticii înaintau impetuos în est, eliberând teritorii întinse, în partea de vest a Europei a avut loc una din cele mai importante acțiuni ale războiului. Este vorba de deschiderea celui de-al doilea front, așa zisa operațiune Overlord, din 6 iunie 1944. Prin numărul de soldați implicați, prin logistica folosită, această operațiune rămâne cea mai mare operațiune de debarcare din istorie. În aproximativ 2 luni și jumătate, forțele anglo-americane, alături de ele fiind și forțele franceze ale generalului de Gaulle, au ajuns în proximitatea Parisului. De la Berlin a sosit ordinul de distrugere a capitalei franceze. În acest moment apare o lumină a rațiunii în noaptea violenței. Oberleutnantul Ernst von Bressendorf a refuzat să execute acest ordin demențial. Dacă mi-aduc bine aminte, cu ceva ani în urmă, guvernul francez a acordat o decorație acestui fost ofițer german. La 23 august 1944, când Parisul era eliberat, evenimente importante se petrec și în România. Regimul antonescian a fost înlăturat la inițiativa regelui Mihai, iar România s-a alăturat Națiunilor Unite. În loc de orice alt comentariu, prefer să amintesc că la câteva decenii după război, istoricul francez Jacques Delaunay a luat un interviu lui Albert Speer, ministrul german al armamentului. Întrebat care au fost marile crize pentru Germania din 1944, Albert Speer a răspuns, au fost 3. Marile desfășurări sovietice din Ucraina și Bielorusia, deschiderea celui de-al doilea front și pierderea de către Germania a petrolului din România. În extremul Orient, americanii se apropie, venind din insulă în insulă, de arhipelagul Nipon. Flota japoneză este practic distrusă în 2 mari bătălii, prima în iunie 1944 în Marea Filipinelor, a doua în octombrie în Golful Leyte. În disperare de cauză, japonezii încep să folosească acum aviatorii sinucigași, mult comentații kamikazi, dar și oamenii torpilă. În Europa, ultima încercare importantă germană de a întoarce soarta războiului a constituit-o atacul din Ardeni în decembrie 1944, ianuarie 1945. Operațiunea a început promițător, dar a eșuat datorită superiorității aeriene absolute a aliaților. În ciuda evidenței, puterile axei, mai precis Germania și Japonia, continuă rezistența. Deși de la sfârșitul anului 1944 nu se mai punea problema victoriei, înfrângerea axei era o chestiune de timp. În asemenea, împrejurări se modifică conduita marilor alieți.
respectiv al Statelor Unite, Angliei și Uniunii Sovietice. Aceștia sunt atenți în același timp la adversari, dar sunt foarte atenți la felul cum obțin avantaje postbelice. Ei acționează de așa natură ca să-și creeze merite în obținerea victoriei și poziții cât mai avantajoase pentru perioada de după război. Datorită acestui lucru, forța începe să fie folosită în mod excesiv și uneori chiar gratuit. Iată împrejurările în care se petrec cele mai mari naufragii din istorie. Înaintarea sovietică spre vest a determinat milioane de oameni panicați din Prusia Orientală să încerce un exod spre vest. Soluția ar fi fost îmbarcarea lor și deplasarea pe apele Mării Baltice de la Gdynia la Kiel. Flota germană a făcut eforturi apreciabile în acest sens, dar multe transporturi au fost atacate de submarine sovietice. Așa a fost atacată nava Wilhelm Gustloff de către un submarin sovietic comandat de locotenent comandorul Marinescu. După unele surse, pierderile provocate au fost de 9400 de morți. Este oricum cea mai mare tragedie navală din istorie. La fel de greu de justificat a fost bombardamentul anglo-american asupra Dresdei, efectuat în noaptea de 12-13 februarie 1945 și din nou în 14 februarie. Numărul victimelor în acest oraș, lipsit de orice importanță militară, greu de apreciat, a depășit oricum 70.000. Incendiul monstruos care a rezultat din bombardamentul aviației britanice a putut fi văzut de la Praga și Berlin, adică de la peste 300 de kilometri distanță. Așa cum spuneam, în ciuda acestor demonstrații de forță făcute de aliați, Germania continuă să reziste împotriva oricărei logici. Cum afirmă Jan Kershaw, al treilea Reich a depășit orice limită a bunului simț prin rezistența sa. Așa se explică Ordinul Pământ Pârjolit, dat în 23 martie 1945 de Bormann în numele lui Hitler. Acest ordin de autodistrugere nu a putut împiedica înaintarea armatelor aliate. Pe 25 aprilie 1945, la Torgau, se întâlnesc soldați americani veniți din vest cu soldați sovietici veniți din est. Între timp, începuse bătălia Berlinului. Din noaptea de 15-16 aprilie până la 2 mai, când garnizoana capitalei germane a capitulat, sovieticii au folosit în această uriașă bătălie mijloace care au pus pe gânduri 2,5 milioane de oameni, 42.000 de tunuri și lansatoare, 6.000 de tancuri și 9.000 de avioane. Evident că folosirea în asemenea măsură a forței a urmărit să fie și o replică la demonstrația de forță făcută de anglo-americani la Dresda. Era clar că și anglo-americanii și sovieticii urmăresc pe de o parte înfrângerea axei, pe de altă parte să puncteze în fața partenerilor pentru argumente cât mai puternice la discuțiile post-belice. Această situație duplicitară a fost foarte bine surprinsă de mareșalul Montgomery. El a spus cândva că în ultimele săptămâni de război provocau mai multă îngrijorare sovietice care înaintau decât germanii care se retrăgeau. Sub semnul acestei rivalități,
care anticipează decenii de războiului rece, a avut loc și capitularea Germaniei. De fapt, au fost două capitulări. Prima la Reims, pe 7 mai, în fața anglo-americanilor, a doua la Karlhorst, într-o suburbie a Berlinului, pe 9 mai, în fața sovieticilor. În extremul Orient, lucrurile evoluează inexorabil spre victoria americană. Pe 9-10 martie 1945, orașul Tokyo a fost bombardat înfiorător de 334 de avioane B-29. A fost distrusă total o porțiune de 26 de km pătrați, iar numărul victimelor este apreciat la 130.000. În insula Okinawa s-au desfășurat din martie în iunie 1945 bătălii de o cruzime inafuabilă. Amiralul Ogaki a folosit aici 355 de aviatori sinucigași. Nimic însă nu se compară cu grozăviile bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki din 6 și respectiv 9 august 1945. O apreciere proiectată parcă pe ecranul unui viitor imprevizibil a făcut în legătură cu bombardamentul de la Hiroshima Albert Einstein. Apăsat de propriile responsabilități, savantul a spus că în urma acestui bombardament omenirea și-a pierdut în mod clar umanitatea. O apreciere articulată pe tensiunile momentului a făcut fizicianul britanic Patrick Blackett. El spune că bombardamentul de la Hiroshima este prima demonstrație mare a războiului diplomatic rece împotriva Rusiei. Fiind un eveniment global, războiul despre care discutăm, aș putea să fac o coroborare între bombardamentele de la Dresda și Hiroshima. Ele au fost folosite în parte pentru zdrobirea axei, în parte pentru a tempera expansiunea armatei sovietice. E clar că la Dresda și Hiroshima s-au urmărit în mod complementar a se împiedica pătrunderea sovieticilor în vestul Europei, respectiv în Pacific. Cele două evenimente se reflectă din această cauză într-o uriașă oglindă a complementarităților. Ele anticipează, așa cum spuneam, politica de îndiguire pe care o va promova în anii postbelici președintele american Harry Truman și deceniile războiului rece. În aceste împrejurări rivalității dintre aliați, Japonia capitulează pe 2 septembrie 1945. Al doilea război mondial a sfârșit oficial la bordul cuierasatului Missouri, unde se semnează documentele capitulării. Cei prezenți pe această navă de linie americană au asistat apoi la zborul a 2000 de avioane de luptă ca un simbol al forței strivitoare care a zdrobit după 6 ani de lupte și sacrificii blocul agresiv al axei. Pierderile în război sunt cele materiale incalculabile, cele umane înspăimântătoare. Cele mai multe surse vorbesc de peste 50-55 de milioane de vieți pierdute. Oamenii au pierit în bătălii pe fronturi, în lagărele de concentrare naziste, în urma bombardamentelor, în condițiile inumane ale prizonieratului. În războaie civile amorosate de conflagrația mondială, cum a fost cazul Iugoslaviei sau al Chinei, în masacre puse la cale
în diverse condiții, așa cum a fost cel făptuit de sovietici în pădurea de la Capi, în tot felul de alte împrejurări oripilante. Cu prilejul unei expuneri referitoare la primul război mondial, spuneam că trebuie comemorați ostașii tuturor armatelor. Același lucru îl spun și acum. Trebuie comemorați ostașii tuturor armatelor și civilii tuturor națiunilor dispăruți în război, pentru că din această catastrofă omenirea trebuie să rămână cel puțin cu aversiunea față de violență. Cu mai mulți ani în urmă, mi s-a pus o întrebare dintre acelea care nu se uită. Dacă aș putea găsi o întâmplare, una singură, care să definească acest al doilea război mondial. Am răspuns imediat că nu pot găsi așa ceva. Evenimentul este atât de complicat. Rivalitățile și interesele au fost atât de mari și de diferite, încât niciun episod nu poate să definească singur războiul. Ulterior am revenit însă asupra întrebării, am trecut în revistă tot felul de întâmplări, fără să găsesc una care să poată defini această calamitate a istoriei. Remarcăm însă că insist asupra două întâmplări pe care le-aș lua împreună pentru a defini imensul conflict. Prima întâmplare se referă la două femei internate în lagărul nazist de la Ravensbrück. Prima fată era o tânără evreică cu identitate necunoscută. A doua a avut identitatea stabilită. Este Marie Skoptsov, o poetă care activase rezistența franceză. Într-o zi, un grup de deținute erau duse în camera de gazare. Observând teama tinerei fete, Marie Skoptsov a înțeles că în acel loc, unde viața era în mod bestial devalorizată, și unde ea însă și urma să fie ucisă, mai are posibilitatea să dea vieții ei o șansă. Ea s-a apropiat de tânăra fată și i-a spus: "Nu trebuie să te temi, voi merge cu tine." Astfel, cele două femei trec împreună pragul morții. Este cumplit, dar demnitatea tăcută a celor două femei a sfidat absurditatea și monstruozitatea momentului. Dându-i ceva din liniștea ei, Marie Skoptsov a ajutat-o pe tânăra fată să își domine teama și să rămână până la capăt cu un comportament uman în fața unor călăi dezumanizați. A doua întâmplare are un moment de maximă vizibilitate în ziua de 10 octombrie 1964. Atunci s-au inaugurat Jocurile Olimpice de la Tokyo. Când flacăra olimpică a ajuns pe stadion, toată lumea a trăit un moment de emoție specială. Ultimul schimb al ștafetei flăcării olimpice urma să aprindă flacăra jocurilor pe stadion, un moment atât de mult așteptat. Acest ultim schimb al ștafetei era asigurat de un tânăr atletic de 19 ani. Numele său, Yoshinori Sakai. Vă întrebați ce legătură ar fi între toate acestea și războiul mondial? Aparent niciuna. Doar aparent însă. Yoshinori Sakai se născuse pe 6 august 1945 la Hiroshima. Tânărul de 19 ani, Yoshinori Sakai, venit pe lume în infernul atomic de la Hiroshima, împlinea acum
un ritual grandios de înțelegere și pace. Acestea sunt cele două evenimente prin care aș defini războiul mondial. Semnificațiile lor sunt multiple, dar în momentul actual prefer să amintesc doar pe cea care așează întâmplările în partea luminoasă a memoriei umanității. Grozăviile de acum 80 de ani nu au ucis nici omenia și nici speranța într-o lume mai bună.